bună dimineața! Nu știu cum vă puteți trezi așa de vreme. Eu încă dorm. Vreau să vă spun că am început să iau măsuri la guvern. Am măsurat ieri sala de ședințe. Are 340 metri pătrați. Ne-am apucat să stârnim corupția. Să stârpim corupția, scuzați-l, citesc prima dată, am făcut curat în guvern. Am dat afară câțiva oameni. Vă spun sincer, și eu stau cu frică, cine știe cum îmi pică și pe mine. Sunt mulți pe care mă fac duduie. Cum vă permiteți? Nu eu. Economia duduie. Suntem iar frânarul Europei. Grânarul Europei. Mai important decât mazăre în Madagascar. Da, vreau să-i transmit multă sănătate domnului Ion Iliescu. Îmi amintesc că acum ceva ani am fost cu dânsul la un picnic de partid. El a fost cel care a împărțit pâinea. Eu și toți ceilalți colegi ai mei au mâncat doar miez, pentru că lui nu i-a plăcut niciodată să dea colțul. Toată lumea s-a îngrămădit să-l vadă pe papă. Mare scofală! Ci că n-a mai venit un papă la noi de 20 de ani. Nimic mai neadevărat. De mine se roagă domnul doctor ginecolog de 2 ani să vin la el, la papa Nicolau. Abia aștept să plec în vacanță. Mă bucur că nu mai plec pe banii mei. Oricum, mai iau decât jumătate de salariu. De frică. Luăm avans și lichidare. De când am văzut ce se întâmplă în partid la nivel înalt, nu mai vreau să aud de lichidare. Merg în vacanță prin sindicat la Valea Rahovei. Valea Prahovei. Vă mulțumesc! Ura! Ura!